Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Propun să începem atunci și mersi în primul rând că ai spus da invitației mele, Radu. Cu mare drag. Iar prima întrebare este pe cine admir cel mai mult și de ce? Foarte bună întrebarea asta. Mi s-a mai pus de mai multe ori întrebarea și stau să mă gândesc de fiecare dată. Eu nu sunt genul de om care să fie avut un idol, un artist, un sportiv de-a lungul timpului. Așa că admir, să zic așa, din fiecare domeniu pe oamenii care excelează. Inevitabil, trăim acum câteva zile după ce Simona Halep a pus din nou o nouă performanță pentru România, îți dai seama că o admir pe Simona Halep. Pe zona de business avem oameni în România recunoscuți și consacrați ca antreprenori pur sânge, îi admir. Avem oameni pe internațional care au trăit sau trăiesc în zilele noastre, sunt contemporani, îi admir și pe ei. Dar un nume, să te direcționez clar spre un nume, nu am să fac, pentru că nu sunt genul de persoană și nu mă caracterizează. Îmi place să iau de peste tot, să fiu atent peste tot. Am înțeles. Ce obiceiuri sau convingeri noi a adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să-l numim? Ne referim aici la partea de business sau ne referim la viață în general? Viață, business, ce preferi tu? Ce-ți sare în minte prima oară? Cred că probabil m-ai căutat pentru că sunt un antreprenor și așa că hai să-ți spun câteva din lecțiile de pe antreprenoriat. Da, da, da. Când eram, pentru că eu am început la o vârstă foarte fragedă antreprenoriatul, la vârsta respectivă eram foarte driven de rezultat, dar nu de rezultat în modul financiar, neapărat să obțin bani la finalul zilei, ci de a face performanță. Și îmi doresc asta să nu uit niciodată și asta să-mi fie drive-ul principal de-a lungul timpului și de acum înainte. Dar am învățat în anii de viață, și asta e o lecție foarte, foarte importantă și o recomand tuturor, îi să-și găsească balansul perfect între reputație, venit, efortul care îl depune pentru rezultatul care îl obține. Mm-hmm. Ok, ok. Altele ar mai fi? Păi, n-ai zis una. Ok. Restul-s pe bani. Am înțeles. Ok. E suficient. Stai, că mi-au și intrat banii de la tine în cont. E regulă, puteți zice mai departe. Gata, trecem la următoarea, că e pe minut. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau un concept, care ar fi acela? Wow, ce bine, ce bine că ai pus întrebarea asta și... Acum, în timp ce puneai întrebarea, parcă mi-a și venit răspunsul. Ok. Nu știu dacă aș învăța pe cineva ceva, să-i zic, fă așa, ci mai degrabă l-aș îndemna să-și definească propriul stil în viața lui de zi cu zi. Să fie autentic? Ne referim la un concept, dar eu operez în food. Nu copia niciodată ceva, inspiră-te, dar pune-ți amprenta ta personală. Ai o filozofie de business, nu o împărtăși 100%, dacă ai auzit-o la cineva, sunt absolut convins că ea trebuie un pic maleată, ea trebuie un pic adaptată după stilul tău și după amprenta ta personală, după conjunctura în care tu trăiești, politic, economic, social, din toate punctele de vedere. Mm-hmm. Ok. Cumva să fii self-aware, de ce și să spui amprenta în tot ceea ce faci și în asta. Sau cel puțin să existe filtru, să nu iei nimic de bun din prima. Mm-hmm. Ok. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Wow, una din investițiile... Măi, am multe care au dat roade. Probabil, din portofoliul nostru, cel mai cunoscut e conceptul Salad Box. Dar să știi că avem și, nu multe, doamne, sunt mulți, am
Avem și care nu au dat toate. Așa că pot să spun că am trecut prin toate Pentru spectru. variantele vieții. Ok. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu-l consideri nebunesc? Curajul de a lua decizii pe moment, chiar dacă decizia e proastă. Eu cred că o decizie, antreprenorii care fac cu adevărat antreprenoriat și care sunt oameni de afaceri, asta o să consideră o normalitate. Lumea din jur nu o să considere neapărat o normalitate. O decizie luată la momentul potrivit, chiar dacă ea nu e perfectă, ea nu e bună, e mult mai valoroasă decât lipsa deciziei. Și un alt lucru care eu mult timp nu l-am considerat nebunesc, dar acum mai nou îl consider nebunesc, îi avântul cu care mă aruncam în a crea business-uri noi, de a intra în asocieri noi sau conjuncturi noi de afaceri. Și trecând prin viață, acum recomand să stăm să ne gândim, să stăm să analizăm, probabil și venite de la trecerea vârstei. Înțelepciune. Odată cu vârsta. N-am îndrăznit să o numesc înțelepciune, dar dacă ai ridicat-o la video, da, sunt mult mai înțelept. Ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Bună întrebare. De unde scoți întrebările astea? Spune, Le-am studiat un spune. pic. Eu sunt o persoană care îndemn foarte mult și cred, și probabil cine a mai ascultat prin interviurile mele sau evenimentele la care am participat ca și speaker, îndemnau oamenii să îndrăznească. Să îndrăznească pentru că anul în care trăim, conjunctura economică, politică, socială, cum aminteam înainte, în care trăim, ne oferă o multitudine de posibilități. Și cred că dacă ar fi să conturez afișul ăsta, l-aș contura personalizat cu două cuvinte mari și în jurul lor: amprentă personală și îndrăzneală. Asta ar fi. Dar dacă nu-i bine, poți să mai desenez în continuare la afiș. Partea creativă își spune cuvânt. Lasă o baltă cu creativul, cu designul și cu astea, că n-am nicio șansă cu mine. Ok. Atunci tematica, măcar. Ce faci când nu ești focusat sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Bun. Iarăși o lecție care am învățat-o de-a lungul timpului a fost, știi cum e, foarte multe lecții auzi, dar omul, știi, până nu se arde, nu se învață. Da. Că e vorba aia cu canalizarea timpului și efortului și începe de dimineață cu ce mai greu pe parcursul zilei. Dar să știi că ăsta e un lucru foarte important și am învățat de-a lungul timpului să îmi prioritizez mult mai corect, să zic așa, activitățile. De aceea, lipsa momentelor de putere în concentrare a scăzut dramatic pentru mine. Dar în momentul în care nu pot să mă mai concentrez, să nu pot să mă mai focalizez, fie încep și analizez foarte sistematic problema, foarte matematic, cu liniuțe, cu 1 plus 1, că acolo nu prea ai cum să mai greșești, adică oboseala sau orice altceva îți înlătură partea creativă, fie renunț la mai mă concentra asupra subiectului, că și mâine e o zi. E o pauză, cumva. Exact. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat? Eu cred că aș face în continuare ceea ce fac acum, doar că dacă am eliminat banii și impulsurile vieții și fuga asta orbească după avere, cred că aș canaliza mult mai mult din efortul meu în a ajuta semenii. Nu spun că nu o fac și astăzi, dar spun și recunosc că o fac probabil insuficient. Am înțeles. Ce carte sau cărți
Ai face cadou tuturor prietenilor tăi. Iarăși, pentru că sunt un antreprenor, Da. nu o să recomand nicio carte de antreprenoriat. Cine vrea să se facă antreprenor, să se facă antreprenor. Dar eu mi-aș recomanda o carte care sigur îi va ajuta. Vorbește ca la TED, e o carte extraordinară și nevoie neapărat să te ajute ca și antreprenor. Pe mine m-a ajutat în speech-urile și discursurile mele, dar cred că te ajută și în viața de zi cu zi și în relaționarea de zi cu zi. Se aplică mai peste tot, cumva. Exact. Fiecare la ce nivel se află poate să găsească capitole și contexte din carte care să-i se potrivească. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? O să mă întorc puțin în trecut și sunt bucuros că a fost una din primele lecții, ca să zic așa, și după aceea mi-a luat așa ca un driven din după ăsta în viața mea de zi cu zi, în antreprenoriat, în business. Frica de eșec sau frica de a nu reuși ceva, mi-am depășit-o de foarte, foarte tânăr. Și cumva mi-am demonstrat că absolut orice situație ar apărea, o să găsesc o metodă și resursele, oricare ar fi ele, din jurul meu, să depășesc situația respectivă. Așa că acum, orice ar veni și instant sau în secunda următoare nu găsesc rezolvare, știu în mintea mea că voi găsi rezolvare. Așa că nu mă mai stresez. Nu te mai stresezi. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Ce te-a dus către ele? Eșecurile, cred că ambiția, Da. lipsa prioritizărilor, lipsa calculului de care vorbeam înainte, efort versus efect, iar succesul la cum am pornit noi în business ca și asociați și la cum și avântul care l-a luat afacerea noastră, pilon central, să zic așa, din grup, Salad Box, cred că aici putem vorbi doar de o binecuvântare, pentru că s-au întâmplat niște lucruri care, și se întâmplă în continuare, care cumva nu sunt normale sau nu sunt specifice unei țări precum România, știi, să se întâmple când ieși din România. Ok, adică te referi cumva la șansa jucată sau ceva ce nu a mai fost în controlul tău cumva? Ceva de genul ăsta, da, cred că ai definit corect. Adică nu cred că era, statistic vorbind, iubesc statistica, statistic vorbind, șansa era extraordinar de mică să reușească cineva din România, din provincie, între ghilimele, știi că tot mă duc la București și aud cuvântul ăsta provincie, dar e fain, dar ei nu știu că o să se mute capitala la Cluj, Napoca, glumesc, nici eu nu știu. Ok. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Exact același lucru care îl fac și acum că știu cel mai bine să-l fac. Și iarăși ne întoarcem la statistică pe care o iubesc. Statistica aș avea șansa cea mai mare să mă ridic înapoi, făcând ceea ce știu cel mai bine. Experiența își spune cuvântul cumva. Categoric. Și în momente de genul ăla te bazezi foarte mult pe experiență, pe flair. Da. Pe ce ai acumulat tu ca persoană? E singurul lucru care nu ți-l poate lua nimeni. În rest, cum ai spus, averea, banii, casa, mașina, astea pot fi luate. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? O versiune mai tânără a mea. Mă duc iară pe partea de business, ok? Bine. Cred că i-aș spune că să nu se teamă, să îndrăznească. Mă întorc iarăși la balansul între efort-efect, să-și calculeze foarte bine balansul respectiv. Și uitându-mă așa, să zic, în spate, cred că aș îndrăzni să-i zic să
se distreze un pic mai mult zi de zi în ceea ce face. Să nu ia neapărat toate lucrurile în modul ăsta super mega serios, știi? De multe ori le-am luat eu și dacă mă uit în spate acum uneori îmi pare rău de... Dar îți mulțumitor că sunt convins că ăsta a fost și elementul care a declanșat succesul. Ok, deci un strop de fun time. Un strop de fan, exact. Citind, tu citind printre rândurile mele, ai surprins perfect. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Nu cred că există o metodă. Cred că ai nevoie de înțelepciune, să știi cum să obții acel ceva sau ce dorești, în funcție de unde se află, la cine se află, în ce context se află, în ce loc se află. Și cred că sunt abordări diferite. Aici ține deja foarte mult de... Nici nu mai ține mult de cunoștințe, să zic așa, cât ține de înțelepciune, de corelările care le faci, de relațiile care le ai. De, na, tot ce e în jurul tău, toate resursele pe care le ai. Exact. Și să găsești rețeta potrivită, mixul între ele. Da, sună ușor, dar uneori e mai dificil. E foarte ușor după ce exersezi câțiva ani în viață, mai mulți. Știi, vin de la sine anumite lucruri, dar până să-ți vină de la sine lucrurile astea, tu chiar ai muncit mult în spate. Da, așa e. Practice makes better. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? La mine, bineînțeles. Nice! Poate alții ar zice la Radu, știi? Și de ce ai reușit, Radu? Nu, chiar nu, nu o să-mi vorbesc despre mine acum. Nu mă gândesc la mine. Dacă zici cuvântul succes, mă gândesc la fiecare, pentru că succesul e definit în moduri diferite. Pentru cineva poate să fie succes să-și construiască o casă, altul să construiască un business, altul să iasă în internațional. Pentru altcineva e succes să-și întemeieze o familie. Cred că succesul ține foarte, foarte mult de prisma sau ochiul analizatorului. Cine se uită la tine că ești un om de succes, ce așteptări are persoana respectivă despre succes? Și automat mergi și cauți un cântăreț, un sportiv, un om de afaceri. Toată lumea poate să fie de succes în ochii lui sau în ochii altcuiva. Just, just. Ultima întrebare, Radu. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Uai, la câte conferințe am participat, cred că deja mi s-au pus toate întrebările. Chiar nu îmi vine în minte acum ceva ce aș dori să mă... M-au întrebat și cât de sus am fost, cât de jos am fost, m-au întors pe toate părțile, m-au întrebat și ce mașină conduc acum, m-au întrebat și ce... Toate bazaconile, nici nu pot să mă gândesc, dar sunt foarte bune toate întrebările astea, mă leg puțin de întrebarea dinainte. Poate pentru fiecare răspunsul e relevant. Înțeleg. Da. Nu am să-ți dau un răspuns mai exact de atât la această Sigur. ultimă întrebare. Bine. Eu îți mulțumesc, e gata. Mersi, Daniel. Super.